de departe, cel mai important subiect a fost legat de negocierea viitorului buget al Uniunii Europene. Repet, a fost o lungă discuție, a fost un tur de tablă cu statele, în care toate statele membre și-au prezentat pozițiile legate de propunerea, ultima propunere făcută de președintele Consiliului European, domnul Van Rompuy. Ca o remarcă generală pot să spun că practic pozițiile au rămas similare cu cele cunoscute, cele două grupuri foarte clar definite, grupul Prietenii Coeziunii și pe de altă parte grupul, să zicem, favorabil reducerilor semnificative ale bugetului Uniunii Europene comparativ cu propunerea Comisiei Europene. Deci nu au intervenit surprize din punctul ăsta de vedere, nu au intervenit, să zic, replieri sau repoziționare a unor state membre față de pozițiile deja cunoscute. Desigur, au fost precizate mai diplomatic sau mai puțin diplomatic foarte clar nemulțumirile unor state membre legate de propunerea președintelui Van Rompuy. Au fost state membre gen Spania, Portugalia, Franța, dar și altele care s-au declarat extrem de nemulțumite și au considerat propunerea ca fiind inacceptabilă. Pe de altă parte, statele care contribuie la bugetul Uniunii Europene în proporții covârșitoare au spus clar că reducerile propuse de cabinetul de președintele Van Rompuy nu sunt suficiente. Vă reamintesc că față de propunerea Comisiei Europene reducerile se ridică undeva la aproximativ 75 de miliarde de euro. Au spus că nu sunt suficiente. De exemplu, Suedia a zis că e necesară o dublare a acestor reduceri, deci în loc de 75 de miliarde, 150 de miliarde. Alte state membre au susținut această poziție, dar ce e de remarcat, un lucru de altfel cunoscut, e că inclusiv în acest grup al, să zic, prietenilor better spending, a cheltuierii mai eficiente a banilor comunitari, există diferențe importante. De exemplu, unul dintre statele net contributoare, într-o proporție foarte mare, Italia, nu e în favoarea unor reduceri operate politicii de coeziune. Cunoașteți poziția Franței, care a fost reafirmată foarte clar, că propunerile făcute în momentul de față, care înseamnă, presupun, o reducere destul de importantă a sumelor alocate politicii agricole comune, în special pe pilierul 1, plăți directe, sunt mult prea mari și nu pot fi acceptate de către Franța. În acest context, desigur, am ridicat și eu problemele specifice pe care le are România în raport cu ultima propunere făcută, conform mandatului pe care l-am avut, am susținut foarte clar că avem două mari probleme legate de această propunere. Prima propunere legată de paragraful 45 al documentului, care stabilește o legătură între alocările viitoare pentru politica de coeziune și rata de absorție din perioada 2007-2011. Și prin această legătură, această legătură, vreau să spun, care afectează doar România. Deci avem evaluările clare, erau semne de întrebare dacă această propunere afectează și Bulgaria și Italia. Nu, această propunere, așa cum arată momentul de față, paragraful 45, se referă strict numai la România. Am spus foarte clar că atât din punct de vedere politic, cât și din punct de vedere tehnic, o asemenea propunere este inacceptabilă pentru noi. Din punct de vedere politic, pentru că e pur și simplu discriminatorie la adresa unui stat membru și este incorrectă. Din moment ce aplici un algoritm, algoritmul trebuie aplicat identic pentru toate statele membre. Nu e aplici un algoritm și după aia mai vii cu o altă formulă ca să-i tai unui singur stat membru, să-i tai o sumă importantă. De ce? Pentru că
tu consideri că sumele, creșterea de alocări pentru România e mult prea mare raportat la celelalte state membre. Convergența plăților directe este profund nesatisfăcătoare pentru România. Practic, sumele alocate descresc și, în plus, perioada de tranziție crește de la 4 la 6 ani. Pe propunerea anterioară, perioada de tranziție începea din 2017 și ținea până în 2020. Deci știi, de 4 ani de zile în care în această perioadă sumele erau se atingea la maximul pe care puteau să-l primească fermierii români, undeva peste 200 de euro per hectar, aproximativ 220 de euro per hectar. În momentul de față, propunerea e cu o prelungire la 6 ani. Există incertitudini ce se va întâmpla în perioada de tranziție. Există de asemenea acest nivel al plăților care este foarte scăzut pentru fermierii români raportat la media europeană.